De ce este nevoie de un serviciu de monitorizare? În primul rând, pentru că înlocuim paza umană, serviciile de monitorizare nu greșesc niciodată. Tehnica de care dispunem în momentul de față, una dintre cele mai performante de pe piața românească și acceptată la un raport de preț-calitate de către beneficiarii serviciilor, recomandă, în primul rând, montarea unor sisteme de monitorizare. Recomandă de ce? Pentru că ai această siguranță continuă că bunurile poate merge până inclusiv la viața persoanei care locuiește în imobilul respectiv, este protejată, este asigurată și atunci când ai nevoie de un sprijin sau de cineva care să te apere, apare persoana respectivă. Ați observat și dumneavoastră că pe piață, cel puțin organele de poliție, în momentul de față, se implică sau să nu se implică, sau dacă vin, chiar dacă vin, multe nu se rezolvă. Da? De aceea au apărut aceste societăți de pază. S-a încercat înlocuirea sistemelor de pază umană cu sisteme de monitorizare, întrucât, dacă am fi sinceri, n-am avea populație ca să facem atâția paznici cât ar fi nevoie, da? Eu le recomand, în primul rând, aceste sisteme de monitorizare, pentru că, practic, în afară de liniștea și siguranța care le este conferită de către prezența lor, în spate există și o asigurare. O asigurare care nu ne oferă în momentul de față nici măcar statul român. Societățile acestea care sunt licențiate în prestarea serviciilor de monitorizare au obligația prin lege de a avea poliție de asigurare. Poliția de asigurare este accesată nu la dorința sau voința firmei de pază, ci atunci când beneficiarul serviciilor tale înregistrează o pagubă. Deci există această certitudine de despăgubire. Tariful care este practicat pe piață în momentul de față cred că justifică, să zicem așa, montarea unui sistem de monitorizare la locuința proprie.